Antrenorul Adrian Falup spune că se așteaptă la o replică puternică din partea celor de la FC Olten în meciul de la Arad. Tehnicianul echipei arădene susține că îi cunoaște pe jucătorii arădeni care evoluează la gruparea din Slatina. Polgar au jucat anul trecut împotriva noastră, Bordea au jucat anul trecut împotriva noastră, Cuedan nu a jucat și mai ăsta, cum îl cheamă, Lengel, dacă mai e numai. Străjean nu știu. Adrian Falub acuză numărul mare de fotbaliști accidentați în condițiile unui lot restrâns numeric. Chiar îmi fac foarte mari griji din privința asta, pentru că și nici ieri nu s-au antrenat destul de mulți jucători, să resim după meciul de la Brașov. Feusi nu a făcut antrenament, Silvășan nu a făcut antrenament, Bârză nu a făcut antrenament. Simini care are problema la mână, nu știm dacă ce va fi cu el până la ora jocului. Avem destule probleme. De-aia eu, Voicule, normal, el nu-l mai punem la socoteală, că el e accidentat. Oficialii clubului susțin că vor rezolva în aceste zile situația fundașului dreapta, Ghipele, la care nu se cunoaște încă grila de formare-promovare. Este luată în calcul această variantă ca cel târziu nu să fie, dar și ieri am purtat corespondență cu elvețienii. Vom vedea. Eu sper să fie în regulă, ca în momentul în care prezint dosarul lui, să-l numesc așa, cu actele lui, patronul să fie convins că poate plăti cu jucătorul. Jucătorul e asemnat, nu e nicio problemă, ne-am înțeles cu el pe 2 ani jumătate, deci sunt speranțe ca și avem tot interesul să-l facem. Meciul UTA FC Olt se va disputa mâine de la ora 17:00.